Vedetele se implică în campania de vaccinare, cea care a dat startul uneia dintre cele mai mari campanii de vaccinare din mediul online. Este Ileana Badiu, frumoasa actriță, speră să-i convingă pe cei din comunitatea ei să se vaccineze în al 12-lea ceas. Cu argumente, cu exemple și cu ajutorul medicilor, Ileana a determinat deja câteva zeci de mii de persoane să se imunizeze pentru COVID-19. La începutul lunii octombrie, Ileana Badiu afla că este bolnavă de COVID-19, ea și toată familia ei, lucru care a destabilizat-o emoțional. A împărtășit experiența pe Instagram, unde a văzut că tot mai mulți oameni au empatizat cu ea, așa că a decis să pornească o campanie pe Instagram. Că n-am avut o formă plăcută, chiar și vaccinat este o boală care te obosește foarte tare. Toți spuneam același lucru, noroc că suntem vaccinați, iar acest lucru împreună cu poveștile celor din comunitatea mea pe mine m-au determinat să vorbesc public despre asta. A început să vorbească și să posteze regulat despre eficiența vaccinării și să-i ajute pe cei care sunt reticenți să ia decizia corectă și să înțeleagă avantajele imunizării. Prin intermediul comunității mele, pun la cap poveștile tuturor încât oamenii ajung să aibă mult mai multă încredere în experiența celuilalt, în dovada faptului că e în regulă și atunci au început să se vaccineze, creând cumva așa ca un fel de, cum să spun, leap și am ajuns să primesc peste 20.000 de mesaje de oameni care s-au vaccinat. Știrile false însă au amplificat teama oamenilor de a se vaccina, așa că Ileana Badiu a încercat să le demonteze rând pe rând cu exemple concrete din comunitatea ei. S-a tot vehiculat că acest vaccin ar putea potențial provoca infertilitate și au venit curs zeci de mesaje pe care le-am reșeruit cu femei care au rămas însărcinate, deși s-au vaccinat sau vaccinându-se în septembrie, iată acum sunt însărcinate. Campania hashtag al 12-lea ceas a dat trendul în online, așa că tot mai mulți și-au făcut curaj și au început să vorbească despre beneficiile vaccinării, în ciuda mesajelor primite. Foarte puține persoane publice și-au asumat să vorbească despre asta, că dacă ți se pune întrebarea și tu te eschivezi, ce poate să înțeleagă omul respectiv? Că tu n-ai făcut-o. Și atunci, raportându-se la omul pe care îl admiri atât de tare, trage niște concluzii greșite. Ileana Badiu consideră că modul în care autoritățile au comunicat și au acționat a dus la eșecul campaniei de vaccinare. Acum speră ea ca oamenii să înțeleagă importanța imunizării, așa că va continua să vorbească în online pe pagina ei de Instagram despre acest subiect.